Bună ziua, sunt Corcodel Iulia și astăzi o să facem problemele 5 și 7 de la seminarul 9. Începând cu exercițiul 5, se dă vectorul aleator x, y prin tabloul acesta de repartiție comună și trebuie să facem repartițiile marginale pe x și pe y. Păi cum se fac aceste repartiții? Luăm de exemplu pentru pe x1, luăm toată linia asta și adunăm fiecare probabilitate, practic ne prefacem că i1 nu există, îl ignorăm și calculăm numai pe u pentru când x este egal cu 1. Bun, așa am făcut aici, 0,1 cu 0,2 cu 0 și cu 0,3, iar pentru p de x2 am făcut analog, doar că pentru linia unde x este egal cu 2. Iar pentru p de y1 am luat coloana în care y1 este egal cu minus 2 și am ignorat x-urile și doar am adunat procentele. Și astfel am obținut și formula de aici. Și aici nu am mai stat să mai scriu formula pentru că am scris-o aici. Bun. B. Verificați de independența. Păi pentru ca variabilele să fie independente, o să iau o pauză cu o să strănut. Așa, pentru variabilele independente, ca să fie independente, trebuie să respecte regula asta. P de x când x este egal cu x, i și y este egal cu y de j, este egal cu p când x este egal cu x de i, ori p de y când y este egal cu y de j. Adică, practic, din repartițiile astea marginale, luăm p de x și p de y și p de xy trebuie să fie egal cu acest p marginal înmulțit cu celălalt p marginal. Și am luat pentru primul exemplu, p de 1, 1. 0,6, pentru că atât mi-a dat p de x1, ori 0,3, că atât mi-a dat p de y1, aș trebui să-mi dea p de 1, 1, adică 0,1, doar că îmi dă 0,18, deci este fals. Deci variabilele aleatorii nu sunt independente. Bun. La exercițiul C ne cere să calculăm covarianța. Iar pentru a calcula covarianța, în primul rând am separat variabilele y și cu x și am calculat mediile la x și la y. Le-am calculat după formula existentă, adică, de exemplu, pentru media pentru Y am înmulțit probabilitatea evenimentului cu indicele lui, adică minus 2 ori 0,3, minus 1 ori 0,3, 4 ori 0,1 și 5 ori 0,3. Și mi-a dat 0,7. Analog și la media lui X, 1 ori 0,6 plus 2 ori 0,4. Iar după aia am de fapt, pardon, acesta era C-ul. Trebuia să calculez mediile la C. Iar la D mi s-a cerut covarianța. Iar covarianța am calculat-o după formulă. Este media lui X ori Y minus media lui X ori media lui Y. Și media lui X și media lui Y am calculat-o la exercițiul la subpunctul C. Am calculat X ori Y. Am calculat media lui X ori Y, care este 1,4. Deci covarianța este egal cu 1,4 minus 0,7 ori 1,4, care dă 0,42. Iar la subpunctul E, a trebuit să calculăm rho, care reprezintă coeficientul de corelație. Iar pentru acest lucru mi-a trebuit dispersia, pentru că aceasta este formula care îmi spune că este covarianță pe dispersia lui X ori dispersia pătrată, radical din dispersia pătrată lui X ori dispersia pătrată lui Y. Iar pentru început am calculat x pătrat și y pătrat, pentru că asta ne trebuia la dispersia pătrată. Și am calculat media lui e la x pătrat, dar mă rog, n-am mai pus-o aici, deoarece umpleam exercițiul cu calcule care nu ajutau. Și am calculat dispersiile pătrate din medii. Și după aia, cu ajutorul lor, am calculat coeficientul acesta de corelație. Bun. Pentru exercițiul 7 am un alt tabel de repartiție comună în care nu știm probabilitatea când y egal cu 3, 2 și x2 și x egal cu 3. Ar trebui în primul rând să determinăm acest lambda și știm că acest eveniment este un eveniment complet, deci are suma 1. Deci, practic, acest lambda se va calcula din 1 scăzând pe tot restul probabilităților și aflăm ulterior că este 0,2. După aia ne cere să determinăm iară probabilitățile marginale pe x și pe y, pe care le calculăm după
formula pe care am arătat-o la exercițiul anterior. Adică, de exemplu, pentru p de x1 este suma linii pentru că ignorăm intercurile. 0,2 cu 0,3 cu 0,1, care e 0,6. Bun. Și după aceea trebuie să calculăm probabilitățile condiționate. Când e de x, y play x egal cu 2. Mă scuzați. Așa, deci practic cine cere chestia asta? Deci cere probabilitatea pentru fiecare eveniment, știind că deja variabila a fost aleasă, a fost aleasă variabila x să fie egal cu 2. Și cere probabilitatea pentru fiecare eveniment în funcție de y să rămână. Cum am făcut? Să se iasă, pardon, mă scuzați. Cum am făcut? În primul rând am adunat pe linia aceasta toate probabilitățile și am văzut că pe o să ne dea 0,6. După care am împărțit fiecare probabilitate. Avem, în primul rând, vreau să spun că am pus formula aici. Și este sumă din j cu i de y de j ori probabilitate din y de j pentru x. Așa. Și practic am luat media, suma, cât mi-a dat suma pe linia în care x este egal cu 2. Și după aia am luat fiecare element și l-am împărțit la cea respectivă sumă. Adică pentru y1 este 0,2 pe 0,6, pentru y2 este 0,3 pe 0,6 și pentru y3 este egal cu 0,1 pe 0,6, adică 1 pe 3, 1 pe 2 și 1 pe 6. Iar după aia, pentru a calcula respectiva probabilitate condiționată, am înmulțit ce mi-a dat din fiecare cu coeficientul de sus de la y. Adică 1 pe 3 cât mi-a dat aici ori 0, pentru că y nu este egal cu 0, plus 1,1 pe 1 supra 2 ori 1, pentru că y2 este egal cu 1, plus 1 supra 6 ori 2, pentru că y3 este egal cu 2. Și suma o să observăm că mi-a dat 5 pe 6, care este media și probabilitatea condiționată pe care o căutăm. Iar pentru următorul, cine spune următorul, este fix la fel ca celălalt, numai că în oglindă. Aici avem y cunoscut, este y3, care este egal cu 2. Și avem aceste două probabilități care fac suma. Și o să fie 0,1 plus lambda, pe care l-am calculat anterior, care este 0,2. Și îmi dă 0,3. Și calculăm x1, care este 1 pe 3, adică 0,1 pe 0, pe 0,3. Și x2, care este 0,2 pe 0,3. Și după aia mulțim fiecare rezultat cu coeficientul de mai sus, adică cu 2 și cu 3. Și îmi dă 2 pe 3 plus 6 pe 3 este egal cu 8 pe 3, care este probabilitatea, care este media probabilității condiționate pe care o avem aici. Eu am fost Corcodeliu, vă mulțumesc pentru atenția acordată.